și de copii, că am văzut că ei tot au făcut bani pe timp de vară, intrând în cabinet. Cum mai fac ei bani de buzunar acum? Te-ai amintit? Măi, da, acum n-au mai avut timp pentru că sunt la școală, dar să meargă în cabinet, dar am observat că fac asta acasă mai nou. Măi, și a descoperit cel mare, de fapt, dintre cei trei, Alex. El este un brainiac, așa e, zicem noi, cel mai inteligent dintre noi toți, la un loc. Și la un moment dat mi-a zis, măi, mami, știi că m-a rugat un an de zile să-i fac Revolut de copii. Am zis, ok, ți-l fac, nu știu la ce folosești. Tu că oricum, sincer, la școală nu ai, fiind la vârsta prea mică, nu are voie să plătească la chioș, să zic așa. Dar i-am făcut. După care îmi zice, mami, am descoperit ceva. Știai că există task-uri pe Revolut? Și am zis, ce înseamnă asta? Adică, eu de exemplu, tu de exemplu îmi scrii mie pe Revolut, uite, îți faci curat în cameră, îți strângi cărțile, nu știu ce, după ce ai făcut chestia asta, faci poză și îmi dai completed, mie se duc, ce buget îmi dai? Tu mi se duce direct în contul meu. Și am zis, oh my god, deci tu găsești orice soluție, numai să mai câștigi niște bani. Ceea ce mă bucură! Nu, bani. Ramona? Bani? Bani. Ramona, vorbeam de cât de escroc e cel mare. Cel mare, da. Nu știu, n-am, pisicile nu cer nimic. Să știi că... Da, le-am pus la noi. O să vină și rândul Ramonei când copiii o vor șantaja și vor spune, mami, am făcut curat în cameră, mi-am adunat tot, nu știu ce, vreau și eu să-mi pui pe Revolut niște bani. Asta face ăsta mare al meu. Da? Da. Și șantajezi rău de tot, auzi și tu. A descoperit că pe Revolut există task-uri pe care poți să le dai între oameni și să zic că în momentul în care dai completed, se duc bani cât ai alocat tu ca buget, se duce în contul respectivului om. Wow!